Ziua Sfântului Gheorghe, sărbătorită în fiecare an în data de 23 aprilie, era văzută de țăranii din Sălaș ca o sărbătoare a fertilității și a renașterii, dar și ca una în care binele se luptă cu răul, noaptea de dinainte de Sânt George, cum îi se spune popular sărbătorii, fiind considerată ca un moment în care strigoi încearcă să pună stăpânire pe sate și să își împartă între ei arile de influență. Etnologul Camelia Burghele a explicat la Sălăjanul TV cum a ajuns Sfântul Gheorghe să fie asociat cu această luptă dintre strigoi. Sfântul Gheorghe, țăranul român, spunea că strigoii umblă liber, iar cu o noapte înainte de sărbătoare, oamenii trebuiau să se păzească foarte bine de strigoi, precizează etnologul Camelia Burghele. Țăranul din satul tradițional a găsit însă tot soiul de metode de a-i păcăli pe strigoi și de a scăpa astfel de influența lor nefastă. În noaptea de Saint Georges, pe la ferestre și pe la porți se puneau tot felul de plante puternic mirositoare care se considera că alungau strigoii cu mirosul lor foarte puternic. Tot acum se punea leuștian sau se ungeau ferestrele cu usturoi. Cine reușea să treacă de această noapte a strigoilor urma să aibă o perioadă mai liniștită pentru că era ferit de cele rele, precizează Camelia Burghele. Sărbătoarea Sângeorsului abundă în credințe magice. Spre exemplu, ramurile verzi păstrate peste an sunt folosite ca leac împotriva bolilor. Uneori, acestea sunt date animalelor în mâncarea lor ca să fie mănoase tot timpul anului și să fie ferite de duhurile rele. Apoi, în ajunul sângiorzului, fetele de măritat cred că își pot vedea ursitul dacă privesc într-un pahar cu apă curată. Tot în ajun, fetele mari culegeau un trecut mătrăgună ca de dragoste. În ziua de sângiorz era interzis somnul. Cine dormea în această zi se credea că va fi somnoros tot anul. Tinerii și copiii erau ursicați ca să fie mai uți. Fetele făceau vrăj de dragoste cu roa culeasă în dimineața de sângiorz și se spălau pe față ca să fie frumoase și dorite. Roa de Sânt putea vindeca bolile, mai ales cele de piele și de oase. În noaptea de Sânt George ardeau comorile și de aceea cei care căutau comorii nu dormeau, ci căutau comorile. Nu în ultimul rând, în dimineața de Sânt fetele și femeile tinere sămănau busuiocul ca să fie de leac. Acestea sunt câteva dintre cele mai importante superstiții create în jurul acestei importante sărbători, a explicat etnologul.